Dragi prieteni și iubiți credincioși, bine v-am regăsit! Eu sunt Diana Ștefănescu și revin în atenția voastră cu un nou material. Iată ce a pățit părintele Caliopie, strănepotul lui Creangă. Cum trebuie să fie un preot? Dacă spuneam că a avut blagoslovenia mea, toată osteneala lui ar fi fost zadarnică. Poate s-ar fi mândrit ceilalți, l-ar fi socotit sfânt și și-ar fi stricat toată așezarea sufletească. Uneori virtuțile fac unora mai mult rău, chiar decât păcatele, iar faptul că a mai răbdat încă luni de pedeapsă nedreaptă în mănăstire l-a ajutat să cugete și mai adânc și să nu creadă că, dacă totul a fost făcut în taină, știut numai de noi doi, el e cine știe ce mare sfânt. Există convingerea la monahi că tot ceea ce fac sub binecuvântare fac cu permisiunea lui Dumnezeu și nu doar atât, ci chiar sub protecția lui Dumnezeu. Prin binecuvântare, Dumnezeu își asumă responsabilitatea a ceea ce întreprinzi. Binecuvântarea este, așadar, un instrument al disciplinei care reglementează libertatea în cadrul tradiției. Discreția e în strânsă legătură cu binecuvântarea. Chiar și atunci când un efort ascetic e întreprins cu binecuvântare, dacă e mai mult decât disciplina comună, mai mult decât ascultarea la care sunt chemați toți în mod obișnuit, acel efort trebuie ascuns, trebuie încercat în taină. Iată un exemplu din obștea de la mănăstirea Slatina, pe vremea când stareț era părintele Cleopa. Eroul a fost părintele Caliopie, strănepot al lui Creangă din Humulești, stareț mai târziu al mănăstirii Sihăstria, trecut la cele veșnice în anul 1978. Era obște mare la mănăstirea Slatina, în jurul avei Cleopa, starețul cel vestit. Erau aproape 100 de părinți și frați. Ava Caliopie era econom. Când toți erau la rugăciune, el trebuia să chibzuiască ce să le dea de mâncare, cât să rânduiască la cartofi, cât să trimită la vie. La 100 de oameni era gospodărie mare. Era tânăr pe atunci Ava Caliopie și cu râvnă duhovnicească, un suflet de copil într-un trup uriaș. Spunea că a venit la mănăstire ca să ispășească pentru străbunicul lui din Cumuleștii Neamțului, Ion Creangă, care fusese răspopit pentru că împușcase o cioară de pe crucea bisericii. Ca să vedeți, fraților, spunea el cu aer convins, ce valoare poate să aibă o cioară, făptura lui Dumnezeu și ea, ce credeți? A știut mitropolitul ce face. Ce mai? Am de făcut pocăință grea. Strănepotul avea chiar în înfățișare ceva din aerul ghiduș al străbunicului, dar mai ales moldovenească lui moale, lată, colorată și cu tâlc. Zicea adesea de când îi fusese încredințată grija gospodăriei. Măi, frate, știi că-i bine la mănăstire? Am fugit de acasă ca să trăiesc la pustie. Și era să pățesc și o numărătoare de coasă de la tata, care a venit după mine cu un sfânt Neculai din lemn de corn, fiindcă se temea săracul să nu-i piară odorul de foame la călugărie. Și când colo am chicat în bogăție. Tii, ce mai proprietar m-am făcut! Altădată lua în răspăr votul ascultării și atunci se cobora puțin în dreaptă. Își zicea numai vechil boieresc, administrator. Spunea: îmi place ascultarea asta, mă cheamă starețul și îmi spune: Caliopie, ascultarea ta e să poruncești, toți 100 sunt în mâna ta. Bine, prea cuvioase, zic, îmi convine, să nu-ți vie să mai mor de norocul care te-a găsit. Și uite așa, sunt un vechil model. Umbla cu patericul în mână și suspina, îl arăta și întreba: știți despre ce scrie în cartea asta? Scrie despre unii care se cheamă călugări. Mai scrie despre liniște, despre pustie, despre tăcere, despre rugăciune. N-am văzut așa ceva.
apoi, ca pentru sine, eu trebuie să mă duc la pustie, a zis vorba asta, dar nimeni nu l-a luat în seamă. Și iată, într-o dimineață, în toiul verii, când grădinile și ogoarele țipă după oameni, economul nu s-a mai prezentat să împartă ascultările zilei. L-au căutat în chilie, goal, pe masă un bilet. Am plecat. L-au așteptat o zi, două și apoi au înțeles cu toții că cu Ava Caliopie s-a petrecut ceva. Se va fi întors la Humulești, s-o fi dus la Sihăstria, s-o fi dus la Rarău, în locuri mai retrase, ca să scape de economat. L-au întrebat pe stareț. Nu știu nimic, a zis Ava Cleopa. A plecat fără ascultare, fără blagoslovenie. Au trimis soli în locurile numite ca să-l caute, dar s-au întors cum au plecat. Au pus econom pe părintele Chiril, iar pe Ava Caliopie l-au pus la rugăciuni, ca să-l apere Dumnezeu de primejdii pe unde o fi. Așa a poruncit starețul. A trecut o lună, două, aproape trei și spre toamnă, când nimeni nu-l mai aștepta, a apărut. Era slab, negru, cu ochii adânciți și cu desagii goi. Am fost la pustie, a zis. Am terminat posmagii și m-am întors. Și acum ce vrei? Să-ți mai dăm posmagi și să te întorci? Sau să te punem la icoane și să ne închinăm la sfinția ta, noi păcătoșii? L-a întrebat Ava Cleopa de față cu bătrânii care, chemați, s-au adunat să-l judece, după cum e rânduiala, pentru neascultare. Zicând așa, Ava Cleopa și-a făcut cruce la dânsul și a îngenunchiat, cerând blagoslovenie. Ceilalți dădură să facă la fel cu bărbile răsfirate de zâmbete. Lăsați preacuvioșilor, sunt un păcătos, spuse Ava Caliopie cu glasul stins, tocit de post și răgușit de răceală. Toată noaptea stătuse sub cerul liber, la râpa lui Coroi, mai sus de peștera Sfintei Teodora, în munții Neamțului. Se rugase, meditase, dar fără ascultare, ceea ce transformă totul în păcat. Ce ziceți părinților? Întreabă Ava Cleopa. Ce să zicem? Se grăbi Ava Chiril. Eu zic să se întoarcă la economat. Asta-i. Mai bună și mai mare pedeapsă decât asta, alta nu-i. Vrei să scapi sfinția ta? Lasă, doar de asta s-a dus omul la liniște. Tu-mi pune pe sfinția ta din nou, dacă vei merge pe aceeași cale. Să-l trimitem înapoi, zise un altul mai aspru. Dacă nu i-a plăcut aici, de ce să se întoarcă? Eu zic să-l trecem la rândul fraților, propuse Ava Cleopa. Să-l dezbrăcăm de haina călugărească și s-o ia de la început. Și să mai vedem, să treacă la bucătărie și la sfârșitul meselor să iasă la ușă și să ceară iertare de la toată lumea, zicând: iertați-mă pe mine, neascultătorul. Dacă se învoiește, să rămân. Mă învoiesc, zise repede Ava Caliopi. Blagosloviți și mă iertați pe mine, neascultătorul. 3 luni a făcut această pocăință, după care i-au dat înapoi hainele și cinul și a fost trecut cu ascultarea la biserică. Am aflat mai târziu din gura lui Ava Cleopa, starețul, că Ava Caliopie plecase la pustie cu blagoslovenia sa. Știi, părinte, când i-am făcut atunci închinăciune, la judecată, m-am umilit într-adevăr de răbdarea și de smerenia lui. Eu singur știam că bietul om nu era neascultător, dar pe ceilalți i-am lăsat să creadă că-l iau în râs. Dacă spuneam că a avut blagoslovenia mea, toată osteneala lui ar fi fost zadarnică. Poate s-ar fi mândrit, ceilalți l-ar fi socotit sfânt și și-ar fi stricat toată așezarea sufletească. Uneori virtuțile fac unora mai mult rău decât păcatele. Iar faptul că a mai răbdat încă luni de pedeapsă nedreaptă în mănăstire l-a ajutat să cugete și mai adânc și să nu creadă că, dacă totul a fost făcut în taină, știut numai de noi doi, el e cine știe ce mare sfânt. Moștenind tradiția starețului Cleopa și multe din metodele lui de îndrumare duhovnicească, așa cum și starețul Cleopa îl moștenise pe starețul Ioanichie, Ava Caliopie a ajuns mai apoi el însuși
starețul mănăstirii Psihăstria, aproape de vatra Humuleștilor lui Creangă, în Munții Neamțului, aproape și de pustia sa de altădată. Ieșea adesea în cerdac și privea cu jind spre râpa lui Coroi, dar grija celor aproape 100 de călugări îl ținea pe loc. Dar dacă îl întreba cineva cum a fost atunci cu pustia, tot așa de smerit și de hotărât ca și atunci, o ținea una și bună. Am fost fără blagoslovenie. Părintele Caliopie a ajuns în ultima perioadă a vieții duhovnic la Văratec. Era cu adevărat strănepot al lui Creangă, din Humulești. A trecut la cele veșnice în mai 1978, a povestit mitropolit Antonie Plămădeală. Înalt preasfinția sa, Antonie Plămădeală, s-a născut la 17 noiembrie 1926 în Basarabia, la Stolnicești, județul Lăpuș, județul Lăpușna, și a primit la botez numele de Leonida. A urmat cursurile Facultății de Teologie din București și ale Institutului Teologic Universitar din Cluj. A intrat în monahism și între 1949 și 1956 a fost deținut politic, fiind apoi scos din monahism și nevoit să fie muncitor în diferite întreprinderi. Începând cu anul 1968, și-a reluat activitatea de cleric, mai întâi ca secretar al Institutului Teologic din București. În anul 1970 a plecat în Marea Britanie, unde un an mai târziu și-a luat doctoratul în teologie la Heythrop College din Oxford. În 1979 a fost episcop al Buzăului și din 1982 arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului. Ca mitropolit al Ardealului, s-a distins printr-o intensă activitate de refacere a lăcașurilor de cult, întemeieri de muzee, restaurări ale unor seminarii și de ocrotire a monumentelor religioase, istorice și de artă. Remarcabilă a fost și activitatea de afirmare a ortodoxiei peste hotare prin susținerea unor cursuri și participarea la numeroase seminarii și colocvii internaționale. Dăruit Bisericii Naționale și având vocație de cititor, înalt preasfinția sa, Antonie Plămădeală, s-a impus în cultura românească prin numeroase lucrări de istorie a culturii, cu deosebire de istorie a Bisericii Ortodoxe Române. A fost ales membru de onoare al Academiei Române în anul 1992. A murit la Sibiu după o lungă și grea suferință la data de 29 august 2005. Ion Creangă despre cum trebuie să fie un preot. Teolog rafinat, diaconul Ion Creangă arată că dragostea preotului față de păstoriții săi trebuie să fie asemenea iubirii cu care Dumnezeu îmbrățișează lumea. Preotul este chemat să devină icoana nemijlocită a lucrării și prezenței Mântuitorului Hristos în lume. Dragostea apare ca o calitate esențială a slujirii preoțești, al cărui ultim scop este mântuirea oamenilor. Virtuțile preotului trebuie să strălucească în toate împrejurările vieții sale. Odată cu venirea primăverii, pe lângă bucuria renașterii naturii la viață, nouă românilor, ne-a fost dat să dublăm sărbătoarea începutului de mărțișor cu o celebrare literară, căci într-o zi de întâi, ale lui martie, anul 1837, în Humulești, la poalele cetății Neamț, a văzut lumina zilei geniul român Ion Creangă, care prin inegalabila-i operă ne face să retrăim clipe neșterse din propria viață. Cade-se așadar ca în aceste zile să ne îndreptăm gândul și către marele povestitor și dascăl al școlii românești, părintele Ion Creangă. Multe știm despre Bădița Ioan. Biografi pricepuți, căutători neobosiți, au scos la lumină aspecte inedite din viața sa, dar parcă de la an la an tot mai rămâne câte ceva de spus. Bună oară, care a fost poziția lui Ion Creangă față de preoți și de misiunea lor? În amalgamul de opinii legate de viața și opera literatorului, am reținut și câteva păreri superficiale referitoare la relația sa cu biserica, insinuând că intrarea sa în cler a fost un accident. Realitatea a fost cu totul diferită. Neuitatele amintiri
ne sunt martore ale dorinței copilului Nică de a ajunge slujitor al Domnului, susținută de dorința arzătoare a mamei sale în această privință. Dacă în anii copilăriei, opera autobiografică, sus amintită, prezintă anevoiosul urcuș înspre împlinirea înaltului ideal, cu unele poticniri și aspecte cazone, după ce firul povestirii s-a curmat, ne-au rămas dovezi incontestabile ale râfnei și dragostei tânărului seminarist care a trudit la vestitul seminar al lui Veniamin din Iași pentru a împlini nu doar visul mamei, ci și pe al său. Dacă la Broșteni sau Fălticeni, catihetul din Humulești se arătase năstrușnic, pus pe năzbâtii, la Iași Ion s-a dovedit un școlar sârguincios, lucru adeverit de notele obținute. Bun, foarte bun, eminent, iată calificative ce demonstrează dorința sa de a ajunge un vrednic slujitor al Domnului. Dragostea față de slujirea sacerdotală s-a manifestat în cei aproape 13 ani cât a fost diacon, 1859-1872, perioadă ce-i drept umbrită de conflictul pe care l-a avut cu autoritățile eclesiastice de la Iași. Dar ea nu s-a risipit odată cu nefericitul moment când Creangă a fost exclus din cler. Aceste aspecte au fost lămurite într-un articol precedent. Dar întreagăt, reiterăm faptul că preafericitul părinte patriarh Daniel, pe când era mitropolit al Moldovei și Bucovinei, s-a îngrijit în mod deosebit de reabilitarea diaconului Ion Creangă. Prin decizia cu numărul 3690 din 20 iunie 1993, i-a fost ridicată caterisirea. Atașamentul și statornicia lui Ion Creangă pentru valorile bisericii noastre străbune nu s-au diminuat odată cu excluderea sa din cler, întâmplată în anul 1872. În ziarul Noul Curier Român, chiar în același an, scriitorul a publicat un emoționant articol cu un titlu sugestiv, Misiunea preotului la sate. Semnatarul articolului avea în momentul redactării respectivului material 35 de ani. Știm că Ion Creangă a fost doar diacon, nici așa, nu s-a putut bucura foarte de tihna unei slujiri rodnice, deoarece conflictul cu socrul și apoi cu dicasteria mitropolitană a început chiar din primii ani de la chirotonie. De altfel, considerăm că doar acest conflict l-a împiedicat să urmeze cursul firesc și să ajungă preot. Din cuprinsul articolului se desprinde atitudinea conștientă, plină de dragoste și de respect a unui slujitor care pune dincolo de tradiția cinstirii unei fețe bisericești necesitatea unei conduite plină de evlavie și de responsabilitate a preotului care este chemat să devină icoana nemijlocită a lucrării și prezenței Mântuitorului Hristos în lume. Iată și cuvintele scriitorului. Toți văd în păstorul lor sufletesc un tată iubit, un părinte bun, precum se și cade să fie. De aceea, preotul trebuie să-și înceapă misiunea sa cu blândețe și devotament, să fie un model de moralitate și de muncă, fără de care misiunea lui nu va putea produce roadă bună niciodată. Inima lui trebuie să fie totdeauna deschisă, sfaturile lui cele bune să fie o comoară nesfârșită. Cunoscând prea bine sfaturile pe care Sfântul Apostol Pavel le-a dat lui Timotei, ucenicul său, părintele Ion Creangă reiterează câteva virtuții de căpătâi pe care păstorii sufletești trebuie să le cultive, să fie învățător bun și conștiincios, doctor fără sete de argint și judecător imparțial. Aceste trei calități posedate, succesul misiunii preoțești este pe deplin asigurat. Mai departe, autorul evidențiază un lucru esențial, legătura preotului cu școala și importanța pe care acesta trebuie să o acorde educației religioase a copiilor din parohia sa. Preotul să se concentreze și asupra școlii, să intre în mijlocul copiilor, să le spună câte o rugăciune frumoasă, să învețe a păstra dragoste și supunere către toți oamenii. Copiii, la reîntoarcerea acasă, vor spune părinților ce frumos le-a vorbit părintele. Copiii la școală trebuie să învețe a citi, a scrie și a se ruga lui Dumnezeu.
Teolog rafinat, diaconul Ion Creangă arată că dragostea preotului trebuie să fie asemenea iubirii cu care Dumnezeu îmbrățișează lumea. Dragostea apare ca o calitate esențială a slujirii sacerdotale, al cărui ultim scop este mântuirea oamenilor. Pentru aceasta, preotul s-a învrednicit de cele mai mari daruri din partea lui Dumnezeu, primind puterea săvârșirii sfintelor taine, prin care omul participă la viața divină. Din ceea ce a scris despre rolul preotului în parohie, Creangă s-a ghidat îndeaproape de îndemnurile Sfântului Ioan Gură de Aur, adresate slujitorilor sfintelor altare. Regăsim inspiratele sale povețe în rândurile articolului scris de genialul nostru Cumuleștean. Virtuțile preotului trebuie să strălucească în toate împrejurările vieții sale. Învățătorul trebuie să arate că este învățător și când grăiește, și când tace, și când stă la masă, și când face orice altceva. Trebuie să se vadă că este preot și din mers, și din privire, și din ținută, într-un cuvânt, din totul. Se evidențiază grija cu care prozatorul devenit în acest material excepțional misionar și povățuitor arată că taina preoției este un dar excepțional făcut oamenilor de Dumnezeu pentru ca ei să se mântuiască. Izvorul și modelul preoției creștine este Mântuitorul Iisus Hristos. Preotul a primit misiunea ca prin el oamenii să fie aduși la Dumnezeu. De aceea, preoția este putere dumnezeiască care nu lucrează însă fără răspunsul voinței noastre. Este manifestarea iubirii lui Dumnezeu către noi, care așteaptă răspuns. Autorul mai ridică o problemă la fel de actuală și astăzi ca și în vremea sa, starea materială a clericului. Fără sprijin material, misiunea preotului poate fi compromisă. Toate acestea ne determină să-l iubim pe Ion Creangă și mai mult, măcar să zică cine ce-a zice. Eu sunt Diana Ștefănescu și vă mulțumesc că mă urmăriți. Sunt foarte bucuroasă că sunteți prezenți pe acest canal în număr atât de mare și asta mă determină să vă ofer în continuare materiale la fel de interesante. Până data viitoare, vă doresc numai bine!